au umblat o serie întreagă de bârfe pe care nu le pot atesta, cu bani, cu linguri de aur, cu secrete ale familiei Ceaușescu, mm-hmm. cu cine le-a luat, cine... Eu în Germania, vă dau un exemplu concret, eu în Germania am fost abordat la un moment dat de niște, niște revoluționari așa mai interlopi, mm-hmm. Care mi-au spus, zice, domnule, avem o tonă de aur în lingouri într-o bancă din Elveția. Și zice... O tonă? Da, o tonă. Nu știu dacă era o tonă sau nu era o tonă, eu știu, atâta știu că am fost abordat de ăștia. Da. Personaje destul de, nu vreau să dau nume, personaje destul de, cum să spun, destul de vizibile, dar... Cunoscuți interlopi români? Acum, da, la român, da? Da, sigur. Și la data respectivă și acum cu nume de cu nume... Cu anumite rezonanță? Da, cu anumite rezonanță. Ia auzi, interesant. Și... dacă tu ai relații la firma Krupp și poți eventual până firma Krupp cu guvernul german să ai, ca să vedem să vindem aceste linguri. Și bineînțeles că au spus că asta este o tâmpenie, nu mă interesează, în chestiile astea nu mă bag. Mm-hmm. Domnule, e o chestie serioasă, domnule, putem să-ți aducem un lingou, să-l vezi, să e marcat de Banca Română, de Banca nu știu ce. De... Păi și nu ai întrebat de unde aveți voi o tonă de... Și zic, da, de unde aveți, exact asta am și întrebat. 1000 de lingouri, dacă un lingou aveam. Da, de unde aveți, mă, 1000 de lingouri și de asta? Păi nu, că e o problemă, e o istorie complicată și nu putem să o atestăm decât în fața autorităților. O nebunie. Și atunci am spus... Și spuneți că și Nicușor Ceaușescu era învăluit în astfel de povești? Să poate întâmpla. Banii lui Ceaușescu, toate... Dacă era așa, domnule Maurer, au existat banii lui Ceaușescu? După părerea mea, nu au existat. Pentru că, din ce știu, este că fratele lui Ceaușescu, care era la Viena... Da, care... S-a și sinucis. A fost sinucis. S-a sinucis. Ce credeți? Că a fost sinucis. A. Asta e părerea mea. N-am dovezi, nu pot să afirm, nu pot să documentez. Dar de ce susțineți teoria asta? Susțin teoria asta pentru că erau până Viena era placă turnantă a tuturor serviciilor secrete și românești, și rusești, și Mossad, și CIA. Era un nod, da. Era acolo era placă turnantă. La treaba asta. Și sigur că reprezentanța comercială din Viena, pe care o conducea fratele lui Ceaușescu, nu era străină de toate învârtările și toate lucrurile care se întâmplau acolo. Banii știu că au fost tot ce putea fi transferat sau manageuit de către Ceaușescu, au fost trimiși în România imediat după Revoluție. Deci banii ăștia au intrat înapoi. Sigur că era Dunărea, erau alte întreprinderi. Companiile de comerț exterior, care erau sub strictă supraveghere a securității, uh-huh. și care aveau diferite fonduri, unele erau vizibile și altele nu erau vizibile pentru diferite operațiuni care se făceau sub acoperire. Aia nu erau bani vizibili, erau bani invizibili, erau depuși în anumite conturi, cu coduri, cu așa mai departe. Deci nu... Și toți banii ăștia știu că au fost, asta știu, din afirmațiile unor oameni care au lucrat în sistem, așa. Deci în sistemul securist, în sistemul de securitate, mă rog, de contrainformații, spionaj și așa mai departe, au fost trimiși și predați autorităților democratice. Deci nu că n-a existat valuta lui Ceaușescu, că asta e cumva un termen... relativ, în sensul că lumea crede, băi, averea lui Ceaușescu pe numele lui și imaginează că punea el la șosetă. Nu. Leana punea la șosetă, într-adevăr, că zice și la Vinea Betea, când au dat să fugă cu... în seara în care s-au baricadat în CC, a trimis să-i aducă carnetul de cecuri, nu știu, e o poveste avea, în care acolo. Sigur deci avea instinctul bani. Ăsta... Da, avea niște bani, dar să nu vă imaginați... Capului familiei să strângă bani, să le dea copiilor, în fine. Dar să nu vă imaginați că erau milioane de dolari. Dar întorcându-ne la în niciun caz. Erau banii din comerțul exterior care, mă rog, ăia denumiți generic așa, milioanele sau miliardele lui Ceaușescu. Milioane. Asta spuneți că au fost repatriate în clipele acelea. Banii care rămăseseră, să zicem așa, fără stăpân, au fost repatriați imediat. Bun, eu am dubiile mele că nu s-au mai scurs. Sigur că s-au mai scurs, dar nu s-au scurs din conturile străine
în direct în buzunarele lui, eu știu, nu. Și s-au scurs din corturile românești. A, da, deci dumneavoastră spuneți că cu siguranță au ajuns înapoi în țară. Păi tot Bancorexul și toți banii care au fost acolo și după aia desfințarea băncii și falimentul ei au fost sifonați în România. Uh-huh. Cu oameni și cu complicități făcute în România. Dar spuneați că aveți cunoștințe despre acești bani de la oameni direct implicați în afacerea asta. Ce vă spuneau? Cum a fost organizată toată operațiunea asta de aducere a banilor? Adică nu... Asta, detalii nu știu. Știu că doar au fost trimiși, au fost transferați. S-a ocupat cineva în nume? S-a ocupat BNR-ul? S-a ocupat securitatea? Nu știu asta. Probabil SIE... cu certitudine s-a ocupat, asta este o părere a mea personală, cu certitudine s-a ocupat securitatea și lucrători din securitate cu grad înalt. Am înțeles. Pentru că banii ăștia trebuiau să ajungă în niște conturi, trebuiau să fie vizibili pentru anumite persoane, să se poată lua decizie. Păi și milionarii imediat născuți din tranziția asta mânjită cu sânge și cu viață pierdută își găsesc cumva explicația, originea averilor în banii ăia? Dumneavoastră i-ați conexa? I-aș conecta. Da? Cu certitudine, da. Nu am probe, nu am făcut investigații, nu am nume, nu am dovezi, dar cu certitudine, știind cum se opera și care era tipicul operațiunilor care se făceau și pe timpul lui Ceaușescu, și, dar numai că atunci nu erau sustrași banii, adică acolo erau controlați și nu pleca niciun dolar. Păcând după Revoluție, a fost no man's land.